Procurorii de ICOT susțin că membrii acestor grupări infracționale au creat veritabile rețele de colectare, preluare, transport și depozitare a țigaretelor provenite din contrabandă, acestea fiind structurate pe paliere în funcție de rolurile îndeplinite de fiecare membru. Peste 100 de persoane au fost conduse la audieri. Din cele 245 de percheziții organizate la nivel național, câteva au avut loc și în județul Buzău. Acțiunile au fost efectuate cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei și Brigăzii Speciale de Intervenții Vlad Țepeș. Suportul tehnic și informativ al operațiunii a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații, Direcția Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă.